Maria a ieșit din cabina telefonică pentru că i s-a făcut rău și în timp ce ea și cu Ștefan stăteau afară, am auzit-o pe doamna Daniela că a cerut la P, la producție, banda. Cred că acea cabină nu o să reziste până dimineață, la cât de mulți împing concurenții. Și apoi a ieșit și Cristina afară să vadă ce face Maria. I-a spus că pe psihic stă foarte bine și Ștefan zice același lucru, că nu a reacționat, nu a intervenit să se certe cu ceilalți. Iar Maria spunea că i s-a făcut rău de la miros, pentru că Elena a venit și a aruncat, v-am spus, cu... Nici nu știu ce era acela, un preparat magic, ce avea, niște ceapă, niște usturoi și vă dați seama ce miros era acolo. Plus că Ștefan mai zicea, Maria a stat în, în mijlocul cabinei telefonice și oricum nu avea aer și Maria a zis că a simțit că nu mai poate respira, i s-a făcut rău și de aceea a, a plecat. Cristina a întrebat-o dacă a căzut și a zis că nu a zgăriat-o cineva, dar nu mai știa nici ceea ce și cum. A mai zis Maria că nu are niciun fel de durere, pur și simplu nu mai putea din cauza mirosului.